Proceduri mai complicate pentru înregistrarea noilor afaceri sau interzicerea importului și a exportului în baza patentei de întreprinzător sunt doar câteva modificări legislative propuse de Ministerul Economiei și care urmează să fie trimise Guvernului spre aprobare. Deținătorii de patente spun că dacă proiectul va fi adoptat, vor administra și mai greu afacerile și așa afectate de pandemia de COVID-19. Titularii de patent ar trebui să își primească patenta de prinzător de la ghișeu unic. Eu n-am văzut în teritoriu nicăieri ca ghișeile unice să fie, să existe. Noi de fiecare dată suntem nevoiți să alergăm dacă avem nevoie de unele documente permisive. Acest proiect de lege, proiect lege 255, este o inspirație fidelă din documentele similare din fostul spațiu al URSS și care complică mult existența agenților economici. În locul suportului real, proiectul de lege care va aduce celor din micul business doar dureri de cap. O altă nemulțumire a patentarilor este și faptul că în perioada pandemiei autoritățile nu le-ar fi acordat niciun suport financiar pentru a-și putea păstra angajații. Ni s-a promis din partea statului ajutor de șomaj unic de 2775 de lei, care spre regret mulți deținători de patente nu s-au regăsit pe listele respective. Deși aveau achitat factura la bancă, n-au reușit să depună cereri la fisc. Purtătorul de cuvânt de la Ministerul Economiei, Veorica Tocarciuc, nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție potrivită datelor CNAS. 10.658 de deținători de patente au depus cereri pentru a primi ajutor de șomaj și își pot ridica banii până în 30 iunie.